prieteni ai revistei Casino Life and Business Magazine și bine ați venit la o nouă ediție a Clubului Casino. Astăzi, împreună cu Vlad Roman, îl avem invitat pe binecunoscutul reprezentant al industriei, poate cel mai vocal reprezentant al industriei jocurilor de noroc din România, Sorin Constantinescu. Bine ai venit, Sorin! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Vă bucur să sunt cu voi aici! Prima întrebare, Sorin, ca să nu o lălăim, ți-ai luat Ferrari? Încă nu. Cochetez cu așa, mi-am făcut un drive test, încă mai stau așa și... S-au dat paletarul, ți-ai ales nu, culoare, ți-ai ales sincer, tot. Mi-e frică de nevastă, mi-a găsit tot timpul de mine, de câte ori fac o achiziție asta scumpă. E așa și cu scule de pescuit, era vorba aia, zice, Doamne ferește să mor, să mândă nevastă mea scule de pescuit cu cât am declarat eu că le-am cumpărat. Atenție, deci dacă vă luați scule de pescuit, vorbiți cu Sorin întâi, vă spune, vă sfătuiește cu ce preț să le băgați în casă. Ok, hai, găsăm gruma la o parte, mai am o întrebare care îmi stă pe creier, vis-a-vis de teza ta de doctorat. Așa. Pentru care te ferici cu, bănuiesc că te-am fericit acea vreme, dar te ferici și acum. De ce este acea teză de doctorat în domeniul ordinii publice și nu într-un domeniu economic, să zicem? Păi, titlul tezei și conținutul tezei este economic. E criminalitatea economică-financiară în jocuri de noroc. Dar erau niște încadrări acolo, ori pe partea legal, eu nu sunt avocat de meserie și atunci Marius Pandea, cu care am lucrat la teza de doctorat și care m-a ajutat și coordonatorul de teze era generalul Costică Voicu, mi-au recomandat să merg pe partea asta ca să pot să-mi fac teza pe domeniul economic, criminalitate economico-financiară în domeniul jocurilor de noroc. A fost și foarte potrivit momentul că eram imediat după loterie, știi că am fost la loterie acolo când, cu grecii, cu scandalul, cu nu știu ce, și am avut studii de caz, Loteria Națională a fost unul din capitolele mari. După am făcut propunere de lege ferenda ONJN-ul cu toate structurile, cu autorizări, cu monitorizare, cu control, cu nu știu ce. M-am uitat un pic pe legislația de afară, pe Argelul din Franța și pe Spania și cam cum lucrează. Pentru că eram foarte stresat, erau jocurile a Ministerului de Finanțe. Și atunci Ministerul de Finanțe ne dădea autorizații, licențe și venea miliția din comună și vedea aparatul scos din priză și venea propunere de suspendare, de revocare. Venea, nu știu cine, Sanepidul. Venea, adică erau 7.000 de organe de control. Și nu înțelegea nimeni nimic. Așa am zis, bă, nu se poate. Ar trebui să fie ca afară, ca și în Anglia, ca și în Franța, un organism independent, direct sub guvern, sub primul ministru, care să poată să coordoneze activitatea asta. Dar acum până și în Bulgaria, ce la fel. Da, și în Bulgaria a fost scandal mare, știi, cu... Au schimbat tot. Mm-hmm. E altă poveste acolo. Ideea este că n-au respectat până la capăt propunerea mea de lege ferendă care mi-aș trecut prin Parlament, pentru că partea de colectare a lăsat-o la ANAF. Și atunci, tot timpul când noi plătim taxele, plătesc taxele la ANAF și vin doi inspectori la ONJN-ul și mă țin 4 ore să îmi lingă dispoziția de plată, exact. Să vadă dacă... Păi băi frate, dacă tu ești de stat, ești ONJN-ul și ANAF-ul e de stat, tu nu poți să comunici între ele, trebuie să stau eu cu ea de la ONJN-ul câte 3 ore de la control, să stau de povești acolo, poate am treabă, poate am întâlniri sau asta, să le arate o dispoziție mea de plată. Adică corect ar fi ONJN-ul, bă, dar eu îmi falsific dispoziția de plată, adică suntem în digitalizare, suntem în anul 2020, mai stau să mai link hârtii la în 2020. Din păcate nu suntem în pragul digitalizării. Eu nu de treabă, adică se poate așa ceva. Adică... Bun, dar acum azi ne lămurim, teza există de doctorat, că erau suspiciuni că n-ar exista. Cum adică nu există? Și că au dispărut de la Academia de Poliție, au dispărut foarte multe teze de doctorat. Păi făceau ăștia mișto de mine, că a fost scandalul ăla cu plagiatul la Academia de Poliție și zice, bă, dar ție nu ți-e frică? Zic, cum dracu să fie frică că e prima teză? Pe jocuri de noroc, n-aveam de la 5 să copiez, am lucrat vreo 4 ani pe aceea. Era bancul ăla cu, în pădure, era pe urmă cu legea 18, când aveai venit tu de-aia ilicite, știi? Și vine legea 18 în pădure și zice ursul, bă, zice, eu sunt cu blană, nevastă mea cu blană, copii cu blană, tăiați-o, că n-aveți de unde, nu justifică nimic. Iar vulpea la fel, eu cu blană, nevastă mea cu blană, copii cu blană, ia și mai musa, că vede pe urs și pe vulpe, că fug. Bă, ce ai fugit și noi? După aia s-o opresc. Stați, mă! Păi zice, de ce fugi noi? Eu sunt curugol, copii în curugol. Așa și eu cu teza de doctorat. De unde dracu să copiez, dacă era prima, știi? Bun, am lămurit-o. Hai să trecem acum la piața de jocurilor interne din România și hai să discutăm un pic, că tot ai pomenit de loterie. Da. De ce nu vinde statul loteria? Măi, eu cred, sunt foarte confuz și eu, pentru că eu m-am dus la guvern, că m-am dus atunci consilier la guvern în ianuarie, sau din ianuarie, cred că nu mai știu, până în iunie, ca să reușesc să fac un pic de restructurare loterie. Ei din 2012, de când am plecat de acolo și am desfințat contractele cu grecii, nu mai au pariuri sportive. O firmă de pariuri sportive din România bună face 30-40 de milioane de euro pe an.
40 de milioane de bani. Ei nu fac niciun leu, nimica. N-au pariuri sportive, n-au online, n-au în martie, pe 19 sau pe 29, am mail-urile, pot să-i arăt. Am dat un mail la ministru, la Popescu, că acum loteria e la Ministerul Economiei, nu știu de ce a luat-o, pentru că am zis, bă, dacă a luat omul ăsta loteria la el, la economie, a mutat-o. Știi ceva, face ceva cu ea. Face ceva cu ea, da, din martie, de când a luat-o, până acum n-a făcut absolut nimic, 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 zero, 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 barat. El are treabă cu energia, cu Cara Severinu, cu primarii, cu turnul Severin, cu... Acum a pus pe Facebook, l-am văzut că sunt follow la Facebook, că au ieșit nu știu câte Humvee de-alea cu mitraliere, păi le-ați dat seama, rușii s-au căcat pe ei de frică. Acum că a ieșit, a scos Popescu 20 de Humvee de-alea și... Și unde le-a dus? Nu știu, abar n-am. A duduit economia. Deci astea sunt problemele noastre. Așa, și revin la loterie. În martie le-am spus, zic, oameni buni, acum e COVID-ul, v-au închis. În două săptămâni, găsi eu băiat frumos și generos și patriot, vă pun un soft la dispoziție, gratis, din partea lui Sorin, cu care să vindeți biletele online. Ca tragere, oricum o faci în studio de televiziune, nu faci în public, deci nu trebuie să ai așa, și oamenii își cumpără bilete, dă pe telefon, dă pe calculator, dă nu știu unde. Mail scris, nu vorbe sau prostii. Proiect. Da, mi-am asumat eu că 200 mă le dau. Nu că facem cu digitalizarea României. Ia că suntem în octombrie, acum pe 5 octombrie, nici acum n-au făcut, a ieșit acum vreo două săptămâni directorul general de la digitalizare și cu ăla amândoi din Cluj, băieți, așa, cu mâinile așa, că ei o să reușească să facă softul ăla, da, care am spus eu că le fac în 200 mâini și care le face un IT de începător, și gratis, știi? Da, da, da. Deci cam asta e treaba. Nu vor, mă, mic nea, nu vor. Deci uite, cu Novomatic, cu contractul, cu Novomatic, cu păcănele, în contractul ăla scrie clar, dacă loteria pune la dispoziție 10 spații în care Novomatic să pună 10.000 de aparate, Novomatic se obligă să le dea 70 de milioane de euro. Din 2012, anual, de când e contractul... Anual. Anual, 70 de milioane de euro. Din 2012 până în 2020, 8 ani de zile, n-au fost în stare să ia spații, pentru că ei sunt închiși în procentul ăla care îl dau ei la mandatarii lor, de 20-30%. Le-a zis, bă, băieți, dați 50% și voi luați 25, nu vă mai cu 25 și spui 20.000 de aparate. Că ăștia din barul le convine decât să ia de la Vlad, care plătește 4.000 de euro pe an, ia de la tine cu același procent, că nu mai e taxă și câștigă mult mai mult. Sigur. N-ai cu cine. Spune și mie, care, de ce nu vor? Adică totuși... Măi, loteria e controlată politic. Acolo, de câte ori se schimbă un partid sau vine un partid la putere, sunt 7.000 de oameni care vin acolo, în Consiliul de Administrație, în Adunarea Generală Națională, care așa câte 1.000 de euro pe lună câte iasă și ei sunt foarte mulțumiți, că zipitorii lor de afișe îi bag acolo. Păi, da, și da, de câte 2.000 pe lună. Da. Băia, așa e și cu taromul, n-ai văzut. Amante, cumnați, verișorii. Acum am văzut că vând tot. Tarom, cec, tot ce există. Și toate loteriile din Europa nu știu au dacă spații. Loteria intră. Nu intră. N-au spațiile lor ăștia. Nu au spațiile lor. Toate loteriile. Uite, unguri au 5.000 de spații, au vreo 400 de angajați. Au făcut 190 de milioane de euro. Noi avem 2.000 de spații, din care 1.000 sunt noastre, 1.000 sunt mandatare și avem 3.000 de angajați. Păi numai la sediul la centrala loteriei sunt 300 și vreo 70 de oameni care 50 au treabă. Restul de 300 sunt. Noi la primăria capitale avem 46.000 de angajați. Păi vezi? Uniunea Europeană la sediul ei, în toate sediile are 43.000. Deci, dacă te uiți pe statul de plată la loterie, vezi, familia Popescu, 11 persoane, familia nu, Constantinescu. Nu, eu, familia Constantinescu, da. Deci, da, când eram eu la loterie acolo, sunau în fiecare zi 20 de senatori, deputați, habar n-am, președinți de Consiliul Județene, s-o bagi pe măsa, pe taxă, s-o pe frate, s-o pe amanta, pe cumnat, pe... Deci te nebuneau de cap cu telefoanele. Bun, am lămurit-o și pe asta. Zim, hai că ai fost la guvern, spune-mi și mie, ce consultai tu acolo? Te întreba cineva ceva? Aveați discuții? La început, da. După care, când au văzut că sunt prea insistent, hai domnule să facem ceva loterie. Mergeam la fiecare ședință de guvern, înainte de ședință, mergeam la ministru, la Popescu, la. Domnule, hai să facem ceva. Domnule, avem alte priorități. Adică mi-au deci, dat un flit. Adică ai stat degeaba acolo. Da, cam degeaba, da. Noroc că am stat fără bani, că după aceea ai luat bani degeaba. Ăsta e chimie, că ai stat degeaba. Dacă nu ai bani, e știi cum e, toată lumea poate să muncească. Oricum a fost bine, pentru că au fost discuțiile cu jocuri atunci în pandemie cu așa. Da, ai căzut la tot, ți-au tras. Am căzut la sfârșit atunci când au dat drumul la jocuri, pentru că i-am explicat pe hârtie. Oameni buni, avem 45.000 de angajați în industrie, spre 50.000. Doar salariile care ne dați voi, adică ajutorul de șomaj, se ridică la aproape 20 de milioane de euro pe lună. Înmulțit cu 3 luni de zile, sunt 60 de milioane. Plus 70 de milioane pe lună cât vă dăm noi la stat, cu păcănele, cu taxe, cu nu știu ce, cu așa. Ia 100 de milioane. Ia 100 de milioane. Ori 3 luni ați pierdut 300 de milioane. Că toți tipau, dom'le, dar n-au deschis restaurante, că au deschis jocuri. Bă, băieți, 3 sferturi de restaurante merg pe evaziune, adică declară, îți mai dă bon, nu îți mai dă bon. Câți bani fac de la restaurante? 3 lei, 5 lei, 10 lei, 20 de lei?
Păi la jocuri 300 de milioane. Și, de... și la hoteluri la fel. În plus de asta, la jocuri e mască și plexiglas. Stau la păcănea acolo, chiar dacă e după 11 noapte, nu pot să vină 7 oameni sau 10 oameni la aceeași păcănea. Așa e. Și da. Cred că și la data trecută, la interviul trecut, a trecut femeia de serviciu, că te uitai urât la un moment dat. Da. Te-am văzut că m-a uitat? Se uita mic de așa urât. Da, mă, aici la noi în studio mai trece lumea. Deci, cu alte cuvinte, noi nu tăiem. Nu tăiem. Normal, da. Absolut. Astea sunt faine, știi, care nu sunt regizate, nu sunt tăiate, nu sunt vorbești, discuți, liber, n-avem nimic de ascuns. Mă rog, am să te mai atenționez, pentru că noi nu e CNA, dar... Nu mai vorbi urât, că na, cine știe, mai sunt oameni. Dar ce am zis, am care cu gol? Și am mai zis, mă, cu rugol, dar atenție, puțin atenție, doar că... Fundul gol sau cum? Da, Poponețul. Scuze, fundul gol. Oamenii sunt mai puritani în industria asta. Mai ales în industria asta. Da, mai virgini, așa. Am înțeles, da, e o industrie de balerine. Am înțeles. Hai să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat că la acea propunere de eșalonare la plata taxelor. Ok. Ce părere ai de chestia asta? Păi nu s-a dat numai la noi, adică s-a dat general la toți care au fost afectați de COVID cu 12 luni. Oricum, acum în octombrie, dacă nu dădeau, deci ei sunt foarte conștienți, pentru că păcănele nu merg. Adică nu da, fac nici jumate din cât făceam înainte de COVID, chiar dacă ne-au dat drumul și oamenii, adică e greu să stai. Eu mă duc la păcănele să mă distrez și atunci îmi pui masca aia pe față și stau acolo în cutia de plexi, nu mai pot să comunic, numai eu sunt, da. Și numai eu. Jucătorii, în general, sunt joviali, sunt comunicativi, sigur, le place să aibă atmosferă de asta. Da, merg acolo pentru distracție, să se întâlnească, să întâlnesc cu unii, exact, cu oameni, mi-a prins ceva, mai dat ceva, ți-o mai dat aparat, adică vorbesc. Dacă eu stau în cutia aia, mai bine stau acasă, mă joc pe mobil online, la ce mă mai duc în sală. Și atunci aparatele nu merg. Foarte mulți din industria de asta de land-based s-au mutat pe perioada COVID-ului când a fost închise pe online. Uh-huh. Nu toți s-au trecut înapoi, o parte au rămas pe online. Corect. Că le-a convenit după telefon, bagă cardul, bagă pac și merge imediat. Uh-huh. Și atunci noi pierdem bani. Acum în octombrie, dacă nu făceau eșalonare și trebuia să plătim pe 25, eu zic că 30% nu mai plăteau banii. Da. Păi gândește-te la o firmă cu 1000 de păcănele, trebuie să dea la stat vreo 1,5 milioane de euro pe perioada cât a fost scutit și trebuie să-i dea acum. Păi ăla mai bine închide firma și își face altă firmă, îl costă 200.000 sau 300.000, de ce să mai dea? Și bagă în buzunar 1 milion. Așa e, pierde garanție. Și s-a gândit, bă băieți, decât să pierdem 1 milion de la 1 milion de la 3 milioane de la ăla, îi eșalonăm. Eu am învățat de la evrei ăștia cu care se asocia pe la Miro pe acolo că oaia se tunde, nu se belește. Dacă dacă o belești, s-a dus. Dar dacă o tunzi, mai crește blana, așa și dacă și statul acum, știi? Bă, o tunde frumos, mai dă la 1 leu, 2 lei, 3 lei. Mai ciugumim. Dar eu am zis și în alt interviu și așa zic, domnule, sunt convins că în octombrie 30% din operatori, cel puțin așa, optimist vorbind, nu vor plăti. Că nu au de unde, nu că sunt rău intenționați sau sunt evazioniști sau ceva, dar nu au de unde să plătească, pentru că n-au încasat bani. Toate firmele astea mari, îți zic așa, în paranteză și nu dau nume, dar toți operatorii mari de pe piață, top 5, sunt de vânzare. Deci noi asta puneam problema mai de mult. Înțelegi? Există, sunt de vânzare. Adică vor fi acum fuziuni și achiziții? Sunt fonduri de investiții de afară care speculează criza, nu doar în domeniul jocurilor de noroc, în domeniul în general. În domeniu, da. Și în mobiliar și tot. Clădiri de birouri, din cauza că foarte mulți s-au convins că oamenii sunt la fel de eficienți acasă. Și nu, așa, toate clădirile de birouri din București și astea mari sunt de vânzare, pentru că au scăzut, unii s-au și gândit să le, ăștia care sunt cu rigip și asta, să le scoată să facă apartamente în ele. Uh-huh. Pentru că omul e la fel de eficient acasă și eu am firmă de soft, am vreo 50 de angajați și îi controlez, nu eu, că nu mă pricep, sunt bătrân. Am oameni care controlează, au un program de ăsta care îi vede exact, că da, intră pe Facebook, că intră pe nu știu ce site și sunt... Perfect eficienți, nu, da, mai, chiar nu mai le mai dau cafea, nu mai plătesc chirie la birou, nu le mai dau de mâncare, nu le mai dau la femeie de serviciu să întreagă în față pe aici, să mă interpeze, nu am nimic. Nu mai faci curat. Bun, ok. Deci să nu ne mirăm dacă vom vedea achiziții spectaculoase. Nu. Deci toate firmele mari, ți-am zis, astea mari de pe piață sunt de vânzare. Bine, s-ar putea să nu le vezi. S-ar putea să fie cu vine un fund și cumpăr. Nu, oricum. Se aude. Se aude, adică n-ai cum. Adică or să rămână denumirea aceea. Deci sunt negocieri puternice cu o grămadă de asta și sunt fondurile astea investiții. Cum și ăștia care au cumpărat Superbet au, nu știu cât, 50 de miliarde, 500 de miliarde, habar n-am. E ceva colos, adică îți dai seama că... Nici nu poți să deschii. Nici nu știu, habar n-am, dar ăștia oricând pot să facă o investiție și în altă parte, adică și
nici nu poți să cumperi tot de pe piață, că după aia vine Consiliul Concurenței, vine Chirițoiul și te amendează că da, ți-ai făcut monopol. Adică și caz, eu nu mă pricep foarte bine, că n-am avut niciodată de astea cu fondul de investiții sau asta, dar știu că e o limită, adică nu poți să ai mai mult de nu știu cât la sută din un domeniu. Pe... Da. Hai să ne revenim un pic la piață, spunem că tu cel mai mult bănuiesc, dacă mi-am amintesc eu bine, ai lucrat în domeniul cazinourilor live. Da. Ce? Am început cu păcănele. Păcănele. Toată lumea a început cu păcănele. Fiul tău cu Marius. Da, bă, că am început și cu distractiv. Cu nașul tău cu Marius. Da. În 91 sau 92 am venit în București cu Marius de la, de la Rad. De și... 91. Celebritatea ți-a încăpătat-o în cazinourile live. Da, pentru că au început problemele și scandalul atunci cu Garda Financiară, dacă ți-aduce aminte, prin 2001 era Bodul ăla, care era... Nu mai folosesc cuvinte acum că e pe la guvern, pe acolo au luat ăștia de milă, că e înalt funcționar public, trebuie să dea și lui un job sau ceva și îl târăsc pe acolo pe holuri. Și ne-a închis cazinourile. Noroc că pe vremea aia era lege că era urnanță prezidențială, adică dacă ți-a afecta afacerea grav, mergeai cu dovești, nu știu ce, nu apărem un zborz avocat și în 24 de ore ne-a deschis toate cazinourile, pentru că altfel ne rupea în două, ne rupea. A venit și ne-a calculat 25% pe câștigul jucătorului, adică o prostie de aia de mureș. Și ne-a închis toate cazinourile. Și atunci, fiind vocal așa și am ieșit pe la televizor, pe la conferințe de presă și asta a fost acum 20 de ani. De atunci am reușit să devin cunoscut, nu că mi-aș fi dorit, dar eu sunt cam singura. Nu vreau să mă laud sau să jignesc pe nimeni, dar de câte ori e un ecaz, eu tot timpul am fost în față și mă uitam în spate, nu era nimeni. Adică, bă, dar voi unde sunteți? Păi nu, că nu-i bine să ne pune rău cu statul, că vine garda, ne amendează. Cum ți se pare atitudinea asta? Ți se pare normală? Nu mi se pare normală și m-am tot certat cu ei, cu toți președintele asociației, cu astea. Bă, zic, dacă tot luat cotizații de la membrii ăștia voștri din provincie, ești frate în față, mai țipă, mai... Așa e. Cum se întâmplă ceva? Am mai ieșit acum, Sorin Georgescu, când a fost cu COVID-ul, odată a ieșit Cristi Pascu. Dar tot eu ies, și toată lumea e pe mine. Bă, dar știi, adică... Da, tu ești revoluționar, așa? Și eu nici nu sunt operator, adică nu mai am păcănele sau ceva, adică nici... Eu așa o fac că, fiind în copilul industriei și așa, ies fără să am un interes financiar sau economic. Eu fac consultanță, am mai mulți clienți online, adică nu prea am clienți pe land base. Nu te mai interesează land base. Exact. Și ai văzut când am ieșit și când a fost COVID-ul și m-am afișat în față și m-au terferit aia pe la toate televiziunile, că consilierul Orban a deschis păcănele și n-a deschis restaurantele, n-a deschis bisericile. Mi-am adus aminte de Ciolacu. Păi a ieșit Ciolacu pe Antena 3, după aia absolut toată presa, deci tot, cred că și aia de la Formula AS. Au preluat consiliul Orban a deschis păcănele și n-a deschis, dar n-a m-a întrebat nimeni, bă băiatule, dar de ce s-a întâmplat? Domnule, păi uite, noi am adus, statul ne-a dat 300 milioane în 3 luni de zile, la restaurante ce-a luat? Sau la restaurante stăm față în față, luăm COVID-ul, trece microbul, la păcănele stau în fața aparatului și înainte de 11 noaptea și după 11 noaptea. Că și acum, iar dacă te uiți pe știri pe surse, iar a ieșit Ciolacu, că uite domnule, închid ăștia bisericile și nu închid păcănele. Are un problemă omul ăsta, are idei puține și fixe. Tu ca președinte de partid, în loc să te uiți să vezi cât ai făcut la alegeri, unde ai pierdut, ce ai pierdut, tu stai să faci dacă omul, exact. Ce o să faci și dacă n-am mână, dacă nu s-am mână alegerile? Unii zic că le amână, unii zic că nu le amână. Păi vezi și acum că au crescut enorm de mult numărul de cazuri și îi zic că de la restaurante, n-are ce o treabă cu restaurante. Asta ăia la coadă la alegeri și normal că a luat copii, era logic, adică da. Asta le-abia două săptămâni vedem. Ăștia școala. Având sondajele bune, a zis, bă, facem alegeri acum, că peste o lună, două, cine știe nu mai avem, cu cine. De-aia și vor acum să facă în decembrie alegeri. Dacă fac în aprilie, mai, poate nu mai au nici 10%, dar așa fac repede, pac, a luat procentul exact. Bun, hai să revenim la cazinouri. Ce părere ai de cazinouri live acum? Băi, sunt moarte mignea. Eu fac consultanță, ți-am zis, și sunt și asociat și la Meros și la Radisson și asta și le-am spus oameni buni, haideți să nu deschidem, pentru că negociasem cu hotelurile. Și au fost de acord să nu plătim chirie pe cazino pe perioada cât e COVID-ul ăsta și că nu sunt clienți. Pentru că noi trăim din clienți străini, din evrei, din arabi, din ăștia care vin. Pentru că românii și înainte de COVID, dispărând ăștia, s-a băgat de neau în ei. N-a mai jucat nici Gigi, n-a mai jucat nici Giovanni, n-a mai jucat nici Misiu Vlasov. Ăștia erau high rollere care veneau lăsau un milion. Și gata, ți-ai făcut banul, pentru că din ăștia care vin să distreze cu 100 de euro, vine cu gagica, cu 2 milioane, nu faci bani. Faci bani din high roller. High roller trebuie să aibă atmosferă, să fie clienți în jurul lui, să zică, bă, mă, Mignea, ce mușchi ai, ce tare ești, ce... Ba, că ai scos banul, să uite toată lumea la tine, ai pus pe masă, ești cam filme cu James Bond, înțelegi? Ce costumă ai, ce gagică ai. Ce gagică ai, ce gagică ai, da. Normal. Păi, asta înseamnă jocul de oroc.
Exact. Și atunci, le-am spus, bă băieți, hai să deschidem doar păcănelele, lăsăm mesele închise, pentru că la Mero, de exemplu, sunt 22 de mese. Numai taxa pe masă lunară e de ori 5.000 de euro, 110.000 de euro pe lună. Chiria la Mero e 80.000 de euro pe lună, 80.000 de euro la casino. Da, da. Ai 500 de angajați, dacă pui salariul mediu 500 de euro plus taxele pe salarii, sunt 800 de euro. Ori 500 de angajați sunt 400.000. Da. Plus mâncare, plus băutură, ai 750.000 de euro. Ei fac acum 300, adică în fiecare lună duc de acasă 400.000. Păi care e afacerea? Păi și câte luni? Că dacă ai ști, bă, uite, mai strângem din... Stai că, să nu zic așa, zic altfel. Zic, strângem din fund, da? Și mai stăm până în decembrie și mai scoatem bani. Dar poate o fi criza încă un an sau poate încă doi. Duc în fiecare lună, mi-asum de acasă 400.000 de euro, adică am făcut bani 20 de ani ca să-i dau pe toți în 6 luni. Care-i șmecheria? Cât crezi că mai rezistă? Păi asta spun, adică... Asta se întreabă și ei și au zis, bă, dacă nu se revine la normal și așa, probabil că într-o lună, două, trei închid, că n-au de unde, adică chiar nu e de unde. Plus, când atunci am fost închiși la 11 și la păcănele, dar în special la casino, activitatea e cel puțin la fel după 11 ca și înainte de 11. Adică dacă tu mă închizi pe jumate în activitate, tu mi-ai bani la fel, adică... Da. Da, asta cred că sunt niște probleme care țin de nu ascult, regulatorul. Deci oamenii care fac, nu numai în industria noastră, și în alte industrie, și în... Horeca și tot, nu au fost niciodată patroni, nu au avut niciodată angajați, să vii, să te uiți în ochiul unui om, să-i zici, bă, de mâine pleci acasă, el are doi copii acasă, are credit la bancă, adică, du-te, frate, tu, du-te în locul meu și spune la omul ăla, bă, de mâine închidem, că nu mai putem, nu mai avem bani și stai cu copiii, n-ai să le pui să-i miști la școală sau să le dai ratele la bancă, adică pentru ei e simplu, ei stau acolo la minister frumos, cu un pic și o foaie în mână, n-au fost în viața lor să aibă vreo afacere sau ceva, sunt oameni care n-au fost, n-au auzi, hai, că tu ești în Consiliul Consultativ, dar la UNJN. Eram, pentru că nu mai e Consiliul Consultativ. Asta deci, aici am, reglementatorul. În ianuarie nu s-a mai făcut absolut niciun consiliu consultativ și n-am mai fost consultați. Cel puțin, noi aveam un mail unde eram toți acolo și când trimiteam mail, poate că m-au scos cu mine din mail și eu fi făcut de aia. Consiliu consultativ. Fără să știi tu. Da, secret sau ceva. Nu cred. Dar n-am mai făcut niciun consiliu consultativ. De când, din ianuarie și până acum, n-am mai fost niciun. Să ne întreb, bă băieți, dar vă doare ceva? Vă simțiți bine? Mai aveți cașcavalul? Mai dați, mai închideți, mai deschideți, mai... Nimic absolut, nimic, zero. Deci e moartă, mort. N-am înțeles, da, nu e roză situația pe care ne-o spui. Și în plus de asta ne omoară cu hârtiile mici. Da. Deci oamenii ăia de la ONJN-ul, inspectorii care verifică dosare, au hârtii până la tavan. Deci nu știu așa se duc prin tunel de hârtii, prin birouri, iar la subsolul ăla de la ONJN-ul de acolo, e până la tavan. De ce, frate, nu? Deci și în Anglia, și în Franța, și peste tot la jocuri, trimiți mail. Adică spun, îmi registrez mailul, mihneapopescu@gmail.com. El știe că vine mailul de la mine și mi-asum, îți dau semnătură, că dacă Vlad îmi hăcărește mailul și așa, e problema mea, nu e a ta. Lasă-mă, frate, să-ți trimit mail. Dar stai, bă, că au făcut. Ei îți trimit în poștă, îți trimite în poștă. Pingnea vezi că e comisia peste 3 zile și îți lipsește două hârtii. Exact. Și ție îți vine poșta într-o săptămână și, mumu, stai o lună cu aparatele închise. Adică nu e ok, nu e... Dă, frate, un mail, că sunt 700 de oameni acolo. Pune mâna, dă un mail, domnul Sorin, dați-mi și mie repede hârtia aia că vine... Da, vine comisia. Și pentru comisia. Aceleași hârtii de fiecare aceleași hârtii, adică eu mă autorizez și încerc factură pe echipament. Bă, băiatule, dacă mi-ai dat licență de 10 ani și eu nu mi-am schimbat, nici nu mi-am mai cumpărat jocuri, că eu sunt obligat să anunț dacă modific, exact. Dacă mai cumpăr echipament sau nu. Dacă eu nu m-am mai cumpărat niciun joc, nimica, la ce dracului în fiecare an îmi cer aceeași factură pe aceleași jocuri ca să te umpli de hârtii? Deci eu acolo hârtiile alea mulțit cu 10... Inutile, da. Și oricum, când îl cumperi, tu dai factura. Deci ăla trebuie... Dar suntem în puținele industrii care au nevoie de autorizare, care au rămas în sistemul ăsta, da. Care cer hârtii în fiecare an. Și ștampilă. Și ștampilă. Eu de la început m-am luptat cu ei, când s-au fost discuții la lege din 2014 până 2013 până în 2015, am avut vreo 2 ani de zile un comitet ăsta de așa. Le-am zis, bă băieți, suntem singura țară din Europa care autorizăm pe aparat. Că de-aia fac ăștia ciordeli și își pun două serii și are același aparat cu acea serie și la Iași și la Botoșani. Autorizează sala, frate, și spui, la sală trebuie să ai minim 20 de aparate, ca în București, maxim cât vrei, și îmi dai pe sală 50.000 de euro pe lună. Nu contează câte aparate, e treaba ta, ești om de afaceri, merge. Și atunci eu când mă duc în control, zic, am săli, unde am să la Iași? La adresa cutare, adresa cutare, adresa cutare. Am găsit la altă adresă, automat l-am prins. Dar așa, pe fiecare aparat în parte, vine la hârtia și verifică seria, să uită în spate. Bă, e seria aia, nu e seria aia, e seria aia. Și mai vine și celălalt și vede acea serie, dar el nu știe că a fost cu mutare, adică fac tot felul de șmecherii de asta de... Nu e ok. Sunt o grămadă de probleme care le-am sesizat pe parcurs, dar nu se ține cont de ele. Adică nu se vrea. Nu se vrea, vorba lui Vlad, da. Nu se vrea. Nu. Bun, deci înseamnă că statul conștient pierde bani. Probabil, da. Da.
Dar oricum statul e cel mai prost administrator, așa că... E bun, da, dar totuși trebuie să strângă bani, trebuie să dea bani, trebuie să... Mă, noroc că îi strânge, știi, de la noi cât avem? 99,8% colectare taxe, pentru că se dau un avans. Deci de la noi strânge bani, care trebuie să-i strângă. La noi se strâng bani, da. Bani pentru că îți revocă licența dacă nu plătești, la alții sunt penalizării, așa, adică... Ca și afară, ia-ți disciplinați în Suedia, că de-aia merg cu viteză legală, că le confiscă mașina dacă depășesc cu 50 de km la oră și atunci toată lumea merge încet. Și viața la fel. La noi știi că îți revocă licența după 3 luni de zile dacă n-ai plătit, sau după o lună, după 30 de zile, după 3 luni, după 30 de zile și normal că omul de bani. Și atunci e industria cu cel mai mare grad de colectare din toată industria din România. Bun, dar ce crezi că... Și piața e saturată de mine, scuze-mă că te-am întrerupt. Adică... De 10 ani, de 7 ani, între 70, 78, 75, cam acolo. Deci nu mai e loc. Adică s-au umplut tot, nu mai există pe piață. Te rog. Deci pe domeniul online, ce poți să zici? Că acum ești mai ancorat în online. Am o grămadă de clienți, adică din top 10 clienți, cam 7 sunt clienții mei la care le fac consultanță. Domeniul online e ok, pentru că n-au fost afectați de COVID din cauza că oamenii joacă de acasă și n-au trebuit să participe. Au fost chiar ajutați. Și un domeniu foarte ușor controlabil. Uh-huh. Mult mai ușor decât land-based-ul, știi? Cum s-au descurcat companiile astea, să zicem, noi în online, care și-au deschis online pe perioada lockdown-ului? Păi nu prea s-au descurcat, adică încă nu au ajuns la un break-even, încă aduc bani de acasă. La online, dacă nu ai experiență foarte mare și ești nou pe piață și vii din land-based, sunt foarte multe companii land-based, cum e Sandu Ghețu sau nu știu, care și-au făcut online. E foarte greu, pentru că e alt tip de afacere, adică toți jocuri de noroc sunt, dar e alt tip și depinzi de mulți. Cum a pățit Sandu cu ăia de la SBTech, că a vândut ea firma în America, principalul lui furnizor, providerul care are platforma, și l-a blocat săracul, adică 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, el a stat închis și a pierdut clienții, știi? Adică depinzi de unul, nu e de tine, că, știi? Depinzi de altcineva, nu e a tău tot, n-ai platforma ta, n-ai... furnizori iar de jocuri, sunt aceiași furnizori ca la land-based. Adică e EGT-ul, Novomatic-ul, Matronic-ul, Amatic-ul, whatever. O grămadă de firme. Dacă el are probleme sau ceva, începe rolele alea să învârt, de nu se mai opresc. Exact. Care la, adică o grămadă de chestii care nu depinde de tine. Știi? Și de se întâmplă, da. Da, o grămadă de chestii. În plus de asta, la online trebuie să investești foarte, foarte mulți bani. Deci o firmă din top 5 investește pe lună între 300 și 500 de mii de euro pe lună doar în reclamă. Doar în reclamă, da. Adică, și atunci, cum e doamna Manu, de la Sibiu, s-a deschis săraca firma de vreo 3 ani de zile, dar nu face bani pentru că nu bagă bani în reclamă. Da. Și tu i-am spus, de câte ori ne întâlnim la Londra, că e o femeie foarte simpatică și țin la ea foarte mult. Și tu i-am zis, doamnă, băgați bani, faceți-vă cunoscută, băgați și e gâtâu. Sau cum e Adrian Georgescu, a zis, băi Adrian, nu el devine săracul, că el e director, nu e patron. Ăștia au... Știți, ca o râcă cu EGT-ul, Novomatic-ul, da. Și nu bagă la ei pe platformă dacă EGT-ul e pe primul loc ca furnizor la online și face 70% de încasări la orice firmă online. Bagă, frate, și tu. Da, na, cum e graf orgolios și da, bine, asta e cu totul nu băgăm bulgarii pe noi. Dar, frate, pe urmă fac afaceri. Adică eu sunt om de afaceri, eu n-am dușmănii sau asta. Dacă fac banul... Graful pe total îi merge, deci nu are probleme. Eu n-am zis că nu-i merge. Dar dacă eu văd că firma aia pe piața asta face... de 3 ori mai mulți bani. Nu bag și eu, că pot să o bag, am învârtit un buton, bag și... Da, corect, așa este. Poate să bagi în green. Ăia i-au băgat pe ei, deci cât are și el online, ne-a băgat pe Novomatic. Da. Ai înțeles? Diferența de strategie. Nu, grafă în mândria lui. Măi, ca și cavalul Mingnea. Până la urmă, adică fac afaceri, ca să câștig banii, ori fac afaceri, ori fac politică. Adică, corect, așa este. Așa este. Iau cel mai bun produs, nu? Adică mergem la o cursă de mașini, nu iau Ferrari de la Vlad, că am cedat eu cu Vlad acum 2 săptămâni, iau Fiatul de la Mingnea, că nu merge, nu am cum să iau locul întâi, știi? Da, am înțeles. Dar revenind de la politică și astea, cum crezi că am putea noi în ghilimele noi. Am înțeles, da. Noi toți. Unu, să convingem autoritățile să mergem pe o cale bună în care statul să câștige mai mulți bani și mai eficient. Și doi, cum am putea noi să schimbăm și imaginea asta proastă a jocurilor? Imaginea n-ai cum să o schimbi, pentru că de câte ori vin alegeri ai văzut cum e și ciolacul ăsta acum. Deci el orice face, orice zice, tot de jocuri de noroc. Băi, zice, se pune niște jocuri în biserică. E capital electoral, știi? Da. E o industrie care n-ai cum să schimbi imaginea, doar poți cât de cât să o
s-o îndrepți. O îndrepți un știi pic, cum? Da. Totuși ar fi o chestie. Nu o să zic că niciodată unul de pe stradă săraci ăia cu jocurile de noroc aia, nu? Da, da. Nu s-a auzit niciodată, știi? Vai de vai de amărâții, mă, cum le-a închis guvernul, ieșim pe stradă să-i susținem. Da, aia nu o să vezi niciodată. Nu. Doar poți să îmbunătățești imaginea cum poți. Să ieși la televizor, să zic, bă băieți, nu mai jucați așa mult că vă pierdeți casa, nevasta, familia, jucați și voi sume mai mici, jucați 20%. Tot s-a supărat pe mine din industrie că de câte ori am făcut declarații în presă, în ziare, pe la bursa, pe la Financial Intelligence, pe la televizor, pe nu știu unde, am zis la oameni, nu jucați mult, că bă, dar nu mai zic că, bă, dar oricum și ăla dacă se droghează și bă, nu mai te drogați, se droghează mai mult. Adică, da. Până la urmă nu e nicio problemă. Viciu, da. Exact, viciu e viciu, dar îi zic la om, măcar am conștiința în păcată, că i-am atras atenția și oamenii zic, bă, uite, oamenii ăștia de bună credință. Și nu vor să le ia la ea acasă sau ceva, vor să le ia 20% de venit ca să distreze. Pentru că, până la urmă, jocul de noroc e distracție. Exact, da. La noi e altă mentalitate. Adică, noi ca și nație, și numai noi, Balcanii, de exemplu, toate jocurile care merg în Europa de Est și în Grecia și în asta, nu merg în America așa de bine, pentru că americanul sau englezul zice, I'm going to spend. Deci el de acasă, de când pleacă și-a pus în minte că el merge să spargă 200-300 de dolari, 200-300 de lire. Românul zice, am 100, mă duc să fac 2. În momentul când ai pierdut 100 aia, ești frustrat. Bă, dar stai puțin, că nu mi-a ieșit planul. Mihnea, dă-și mie 100 să mă scot. Vlade, dă-și mie 200, mai bine un cămătar. Dă-și mie ceasul că e frumos. Și ți dau eu, nu știu ce, și te bagi deep. Adică omul trebuie să fie conștient. Și am să-l conștientizezi, să zici, bă, băiatule, nu a dat aparatul azi. Poate de mâine. Du-te acasă sănătos, nu mai lua bani împrumut și vezi de treaba ta. Vii mâine cu alți 100 și... Și nici statul nu ne-a ajutat. Pentru că eu am țipat foarte mult când am făcut legislația atunci și tot m-am certat cu Odeta de nu știu câte ori și am zis, bă, hai să facem ca în America, că ea nu-s proștea. În America, prima lege a jocurilor de noroc a fost până 1700 și ceva. În America este legal să dai credit jucătorului. În anumite condiții. N-ai voie să iei dobândă, n-ai voie să iei garanție. Și n-ai voie să te îndrepți împotriva lui în justiție dacă nu se aduce banul. Pentru că eu de fapt îi dau un drept la joc mine, eu nu scot 10.000 de euro cash, exact. Să-i pună la braț. Îi dau un jeton pe care scrie 10.000 de euro, pe care i-am dat un dolar, cu care joacă 10 minute, 20, cât îl ține așa, se duce acasă. Deci el dacă nu mi-aduce banul, eu n-am pierdut nimic. Dacă mi-aduce, sunt super happy. Da. Și ea sunt șmecher, lucrează cu firmă de inteligență și zic, ia mă, ce business are mine? Păi are revista aia, are aia, are magazin de nu știu ce. Cât câștigă pe lor? 20. Îi dăm 5.000, ca să nu luăm o rând. Că dacă i-am dat 20, s-a terminat. Să ceartă cu nevastă, nu mai lasă la jocuri și s-a terminat. Înțelegi? Și nu vedem nici bani. Da. Așa, din cauza asta, îi încurajează cămătarii. Pentru că tu când vii cu Vlad în casino și vă împrumutați, nu știu că voi sunteți prieteni și vă dați banii fără dobândă, poate Vlad e un cămătar și mâine te omoară și eu te pierd pe tine ca și client. Păi noi ne-au omorât cămătarii în casino. Adică am pierdut la bani în prostie. Da. Și pierzi bani, pierzi clienți în primul rând. Și clienți, da. Și da. De ce nu se dă legea? Și atmosfera. Și eu, și mai scrie, asta mă uitam să precizez ultimul punct în condițiile astea, casino este obligat să plătească impozitul pe banii respectivi ca și cum ar fi încasat, indiferent dacă mi-i aduce sau nu. Și casino își asumă, zic, bă, îți dau 1.000.000 împrumut, nu i-am dus, îți dau 160.000 la stat, adică îmi plătesc impozitul. Deci pentru stat ar fi avantaje în toate pozițiile și în plus de asta n-ar mai fi atâtea cazuri de oameni nenorociți. Categoric. Pentru că eu dacă aș ști că îi dau așa, i-aș dau, ei se nenorocesc, nu că joacă, ei joacă bani împrumutați și cu dobândă. Acolo e problema mare la casino. Deci am avut noi, când eram director la Sovitel, a fost un caz, că toate televiziunile vreun an de zile au scris, era un Ofer Maximov, dacă vă ziți aminte, israelian, a furat sorsa bani din bancă ca să dea la cămătari, sorsa era la bancă și acum e în pușcărie după de 19 ani la pușcărie, în Israel, și a jucat 50 de milioane de dolari. Dar n-a jucat, el a jucat vreo 15, dar restul până la 50 au fost dobânzi la cămătari. Venea la mine la Blind, eram director la casino în 2001, și juca 25 de mii de dolari pe fiecare boxe la Blackjack. Deci el juca la 7 boxe, 25 de mii de dolari, îți dai seama, 175 de mii de dolari la fiecare. Deci juca la o vistă câte 1.000.000 de euro. Puști, 28 de ani, 30, deci era clar că n-are bani ăștia. Dar el lua bani de la cămătari. Eu dacă puteam să-i dau un împrumut, dădeam fără dobândă și în loc să fură 50 de milioane, fura 15. Exact, așa. Deci sunt niște chichițe de astea, care dacă, cum să zic, s-ar fi pus în legislație, ca și aia cu păcănele. Deci aici se face evaziune foarte mult, că sunt foarte multe firme mici care au păcănele și acolo și acolo cu acea serie. Și s-au prins, i-au prins, fac tot felul de măgării de astea. Gen, trimite un minor care seamănă a major și după un minut apare la de la UNJN-ul. Mi-au trimis o grămadă de filmulețe ca să-mi demonstreze chestia asta. Bă, dar zic, ce îmi trimis mie? Că nu sunt eu DNA sau organ de control. Du-te la UNJN-ul și arată filmulețul dacă ești mie. Că nu mă pune pe mine într-o situație să mă cer cu oamenii. Dar am văzut și o filmulețe în care intră minorul în sală, bagă banul, care părea așa, dar avea 15 ani, 16, dar avea mustăcioară, știi? După un minut exact, intră șeful de la UNJN după el și închide la sala. Da. Adică era clar că și-o trag unii la alții. Deci au o problemă în provincie sau unul cunoaște un milițian sau nu știu pe care
Și când vine unul nou în orașul respectiv, hac pe el. Deci a rămas ca după Revoluție, nu s-a schimbat nimic. Deci toate orașele astea mici de provincie e la fel ca după Revoluție. Nu s-a schimbat nimic, nimic. Vezi, dar e mai bine online. Nu vine nimeni la tine. La, o dată, a doua oară te scuipă, câte scumere mi-au luat eu în cap și câte jetoane noi și câte scuipături. Că s-au bucurat fetele acum când ne-am zis, când au venit cu măsurile astea înainte de ne-a de dat drumul, ne-a zis că să aveți viziere la dealer. Oh, ce domnule, ce bine că ți-ai scuipatul după viziere. Apropo de asta, că mi-a amintit o chestie pe care n-am discutat-o și iarăși mi se pare interesant. Cum o duce poker în perioada asta? Mort. Și la poker. Pokerul, deci oamenii care vin la poker, vin să socializeze. Noi tot timpul râdem la masă și eu joc poker. Vorbim, glumim, facem mișto. Deci hai pe o dată că nu știu ce, unul să ăia care joacă mai mult online își pun glugă și ochelari să nu-i vadă că îi tremură vena aici la când minte. Și din cauza că trebuie perete de plexic între doi jucători și mască și nu mai s-a terminat tot. Deci nu mai... Păi înainte aveam turneul la Merit, am luat 350 de camere, am avut 1200 de oameni din 35 de țări. Adică am avut oameni din Noua Zeelandă care nu aveau ce căuta în România în viața lui dacă nu veneau la poker sau ceva. Și erau turnee bum, adică era duduia. Dar acum de când... N-am mai făcut nimic anul ăsta, niciun turneu. Nimic. Turnee de ăsta mici, la clubul de poker, cu ei, adică mi-am folosit doar imaginea, dar e pe licența lor, adică ei organizează, nu eu, doar... Dar vine lume? Fiind, dar nici pe jumate cum veneau și nu mai au răbdare mine. Adică eu, de exemplu, eu sunt claustrofon, pot să stau cu masca. Dacă intru la supermarket, jumătate de încumpărături mai fac pentru că mă sufoc, mi saburesc ochelarii, mi-e rău. Și ies repede afară, adică renunț la tot. Nu pot să stau cu mască pe figură, nu pot. Da, că nu mai faci cumpărături, îți cumpere Ferrari. Da, așa se explică, nu. M-am prins. Bun, hai să ne uităm un pic și la piața Excel. Încă ceva cu Ferrari. Rog, da. Deci toți prietenii mei de 90 încoace, de 30 de ani, de câte ori era ziua mea, sunt genul care îmi place să dau cadouri. Niciodată nu mi-a plăcut să primesc cadouri. Și atunci de câte ori mă întreabă, bă, dar ce se adună ziua ta? Ferrari. Și am, cred că, vreo 30 de Ferrari acasă. Dar toți care sunt anturajul meu, Marius și toți prietenii mei vechi și... Marius e ca fratele meu, când suntem de 30 de ani împreună și... Suntem, e ca un frate, adică din familie și Marius știe și toți, adică totdeauna, toată viața mea mi-am dorit Ferrari. Și zic, bă, dacă mai stau, acum zic că am 5-3 de ani acum, dacă mai stau până la 60, o să-mi tremure piciorul și o să merg cu Ferrari tot așa și o zic că s-a înfundat, zic, mai bine mi-au acum că-s pe ultima sută, știi? Da, să știi că fac la fel de cu Lamborghini. Eu asta când îmi întreabă ceea ce se aduc, un Lamborghini. Lamborghini, cel mai simplu. E ușor de găsit. Eu nu pot Lamborghini pentru că e foarte jos și la Frumușani încă n-am asfaltat acolo și... Sunt mai etapă, da. Rămâne suspendată între două de alea, da? Sunt mai etapă, e jeepul. E jeepul de la Lamborghini. Acu și face și Ferrari. Mi-a plăcut faza aia ta, ce de unde sunt bune mașinile astea, că... Ai văzut, nu prea cumpără nimeni, da? Dar și el nu a fost pe fază, ci că nu mi-a dat-o cu toba, de fapt, auzi cum face. Deci am pus aia pe TikTok, am 700 și ceva de mii de, 700 de mii de vizualizări mine. 700. Da, cred. Îți dai seama ce ne plac prostioarele astea la români, adică e incredibil. Păi, relaxant. Păi mă uitam, dacă pune o chestie interesantă, filozofică, economică, are 7 like-uri. Dacă scoate una un sfârc un pic, are 2 milioane de like-uri în 2 secunde. Adică pe loc imediat. Adică asta e... Da, audiența. Dacă zice bună seara și se umple de like-uri, da. Asta înseamnă influencer. Da, de fapt. Mă rog. Bun, deci tot nu mai răspund la întrebarea, cum putem noi să facem autoritățile să fie mai receptive la niște legi din care avea de câștigat? Deci, să sărim cu gura pe ei. Să fie ca în Malta. Deci în Malta, ăia care sunt privați, care sunt organizați jocurile. Deci, cel mai simplu ar fi organizat o federație de asta de jocuri în care să fie toate asociațiile, să fie un comitet director și ăștia și ăștia să conducă ONG-ul și tot. Așa e în Malta și merge. Deci a făcut Malta la bani miliarde de euro, miliarde. Pentru că eu dacă vin din mediul privat, eu știu exact cum funcționează lucrurile. Eu știu cine fură, de unde fură, cum fură, ce aș putea să fac să nu fure și atunci automat controlez toată piața. Și știți pe postul pe care îl fură. Exact, da, da. Adică... Bun, prima problemă e să facem România insulă. Că după aia facem și autoritățile cam multe. Nu, sunt oameni care tot timpul președinții de ONG-ul și numai la ONG-ul și la loterie și peste tot se puși politic. Și atunci omul știe că are un mandat scurt acolo, e presat în toate părțile, dă partid, dă ăia nu prea îl bagă în seamă că e funcționar public și știe că nu poate să-l dea nimeni afară, numai dacă îl prinde în flagrant cu vreo șpagă sau cu ceva, are stă acolo și boala funcționare public la noi. Decât să fac ceva să greșesc, mai bine nu fac nimic. Și asta e mentalitatea la 90% de funcționari publici, căs de la guvern, căs de la aia. Mă uitam acum la guvern, păi erau câte 5-6 oameni la intrarea acolo dimineața la 8 cu 20 de cartele fiecare, că colegii stăteau acasă și îi băgau ca să-i vadă că a intrat la muncă. Da. Înțelegi? Ei, Doamne, și la loterie, când am fost acolo,
am luat carnețelul, că fiind obișnuit de la firmă, să zic, bă, ăla-i contabil, ăla-i resurse umane, ăla-i portar, ăla-i șofer, cam atâția oameni am nevoie. Cum îmi fac când deschid o firmă nouă de păcănele, ce am nevoie? Am nevoie de doi atendenți, un bodyguard, o femeie de servici. M-am dus la loterie cu carnețelul de la subsol până la etajul 8, din 300, nu mai țin minte, vreo 350 de oameni, cam 50 făceau treabă. Restul, nimic. 0, 0, 0. Deci dacă te duci acum să zică, bă, merge cu curtea de conturi sau corpul de conturi al guvernului, ia mă, ce faci tu? Exact, care e jobul tău? Nimic. Și are 60 de milioane pe lună, 70. Da. Și sigur. Bani sigur, nu ca... Nimic, mă, nimic. Și ce nimic? Da. Zero. Zero. Și sunt consilier de ea. I-a dus Mișul ăla de... Mișul, nu mai știu cu dracul ăla. Manolache, nu știu ce dracul. A dus 10 consilieri după el. Pe cumnatul, pe vărul, pe ăsta. Pe... Toți acolo. Că, na, au pus piciorul înăuntru și îi ține acolo. Nu mai pleci de acolo. Acolo. Sunt oameni care public, stai acolo, de 20 de ani acolo și n-au făcut nimic de 20 de ani și au 60 de ani. Știi că se spune că plimbă hârtie. Ăștia nici măcar hârtie nu ne plimbă. Da, da. Și e dezastru, iară, să revin tot la loterie, mai spun o chestie funny. Când am fost la loterie, m-am dus la o tipografie pe la obor pe acolo, că îi mai fac, suntem singura țară în Europa care mai avem lozurile cu capse, așa, știi? De le rupi. Și erau două gagici. Femei în vârstă, care erau, cred că erau Ceaușescu. Să nu știu, capsau ele. Ba da, mă, cu da. Și lângă ele, cred că și acum ai o tipografie de-aia Heidelberg, luată cu vreo 5 milioane de euro din Germania, sigilată. Zic, dom'le, dar nu... Nu știm, dom'le, are multe butoane, ecrane, cu presa, frate. Dar da. Zice, să vă povestesc, zice, o fază interesantă. Zice, când era domnul Cristea, director la loterie, zice, se dădea demnitari. Cum să știi că și noi am prins cu agende, cu pixuri, cu... Da. Spunea de Crăciun, o agendă cu Casino Magazin, un pix cu nu știu ce, Și zice, lua lozuri cu dacii, că erau dacii pe vremea 22, vorbesc 93-94, și băga în agenda la... Și când deschidea la loza acasă de Crăciun, da, bă, ce noroc am avut, frate, incredibil, frate, ce noroc. Alea se amestecă manual. Dacă cumperi lozuri adevărate, eu am vrut când am fost la loterie să aduc Scientific Games, care e cea mai mare firmă de lozuri din lume. Ei au 76 în piața americană și Canada. Acolo numai calculatorul amestecă lozile. Tu habar n-ai, adică mâna omului nu intervine deloc. Au de aia de un kilometru unde totul se întâmplă automat și în momentul când vinde femeia lozul, scanează și atunci automat programul meu știe. Pentru că dacă face o emisiune, am spus la loterie și ar câștiga bani enorm de mulți, dar nu vor. Deci face emisiunea 10 milioane de lozuri, mâine. Și un loz costă 5 ron. Și dai premii 5 milioane, adică jumate-jumate. Eu mi-au jumate cu organizatorul și jumate dau la care e super bine. Fac un loz de 1 milion de euro, păi tot românul pentru 5 ron în benzinării lăzuiește să câștigi 1 milion de euro, deci îl vânzi în 2 luni de zile. Câștigat 3 milioane pe lună, înțelegi? De chestie, da. Și când am fost în loterie, s-a îmbătat directorul de acolo, că l-am și dat afară, au câștigat, că asta mai e cu funcționarul public. Orice faci, te dai judecată și îți dă banii pe 2 ani când ai stat acasă, adică e diferent. Așa e, da. Și s-a îmbătat ăla și a uitat să amestece lozurile. Și suna una de la Botoșan, de la Bacău, că eram sus la cabinet. Zice, domnul Constantinescu, ce câștigă unul în continuu de azi dimineață? Verifică, bă? Ei au uitat să amestece, că le amestecau manual pe alea câștigătoare cu necâștigătoare cu capse, bororom, le-au pus pe alea câștigătoare de la o agenție, pare necâștigătoare la alta agenție. Câștigă de azi dimineață? Și de dimineață, ce fac cu el? Păi zic, acum lasă să le termine. Ce să mai faci cu el? Deci, și dai seama altul care a prins pe alea necâștigătoare, că te enervezi, bă, tragi unul, că mai îți dă, cum e la, nu știu cât e lozul, 5 lei, 3 lei, și chiar dacă nu câștigi, nu știu, dar îți dă măcar banii înapoi, ai câștigat 3 lei. Făceam cu mare, aparate pe 92-93, erau de alea fake-uri din China, din Taiwan, aduceam plăci de alea de American Poker cu roșie neagră. Și acolo avea niște switch-uri, țin minte Vlad de pe placă și te întreba cât vrei să dea câștig. Da. Întreba mă ea care cumpărau aparate, unul era din Deva, unul din Suceava. Domnule, mie să-mi dea 20%, 1050, 1070, depinde ce vadă avea omul. Vine unul, domnule, să nu dea nimic, să dea 1000 de roșii, să vină 1000. Domnule, ești nebun, zic că sparge aparatul ăia, să rupe, dă cu toporna. Nu, domnule, să nu dea nimic. Dar zic, dar unde aveți sala, domnule? În gara în Suceava, să urcă ea în tren, nu mai vine niciodată. Da, în gare erau cele mai tare aparate. Deci avea Novomaticul, dacă ții minte, pe 93-94. Eu am deschis-o pe aia. Ții minte că era cu listă de așteptare și te dai șpagă la bodyguard să te bage în față, să dai și tu butoane. Erau 50 de aparate, American Poker. Da, American Poker toate. Și erau bodyguard de afară, stăteau afară, chema, iesea unul, intra unul, ca acum cu COVID-ul, știi? Și din când în când au să ai... A pierdut trenul. Și erau de ăștia bișnițari care steau în spate lor și el dădea roșie neagră până ajungea la capăt. L-a închis. Și atunci îi dădea banul. Ia mă, de aici așa să închid eu ca să prindă că era o sumă mai mare de... Nebunii. Și am prins toate nebunile, adică... Acum hai de că, uite, ne apropiem de final. Hai să știrea săptămânii. Ai văzut ce-am zis? La ce bun? Glumeam cu mine înainte de...
Așa că mă întreba mine, zic, bă, zic, cam cât durează? 40 de minute, zice, e mult? Zic, eu, domnule, zic, pot să vorbesc o săptămână, zic, vrei că cheme băia de la Guinness Book și bate record, o săptămână vorbim în continuu, mai facem un pișu și venim înapoi, atât. Bun, hai să vorbim un pic de știrea săptămânii în industria internațională a jocurilor, amânarea pentru încă o dată de la Ice London de anul viitor. Mie-mi convine. Sunt derutați oamenii, Mihnea, pentru că nu știi cât durează. Ce spuneam eu la început cu planul de a face la Meriu de la casino. Adică dacă știi că durează până în decembrie, mai scot de acasă încă 400.000 ori 3 luni, 1.200.000. Și din decembrie vine Mișu Vlasov, lasă 2 milioane și mi-a scos cașcavalul, da? Nu știu, poate durează până în august, anul viitor, și n-am atâția bani, adică toți banii mei, dacă îi pun acolo și îmi vând tot, n-am atâția bani să pun. Așa e și cu ICE-ul. Sunt o grămadă de firme. La ICE ai văzut că vin din Australia, vin din Hong Kong, vin nu știu ce. Adică ăla trebuie să-și ia bilet de avion, să-și ia, să care echipament cu tirul. Să... Auzi, deci, mai mult de atât, Sorin, ai trebuie să-și pregătească. Lui întrebă cel puțin 3-4 luni de zile ca să-și facă logistica care o are pentru târg. Și atunci au zis, bă, numai în ianuarie, că deja suntem în... ăla nu și-a luat bilet de avion și nu și-a închiriat tirul. Dar o punem pe... Aprilie amânat-o? Nu, stai, pe iulie. A fost aprilie. Păi și-au dat seama, gândiți, și pe aprilie n-are cum să termine și acum pe iulie. O să stea până în februarie. Și o să vadă că COVID-ul continuă, Doamne ferește, eu vreau să termine. Și o să facă la anul, adică amână, așa am pățit eu cu campionatul ăsta mondial de poker, cu VSOP-ul în Vegas, că am avut ăla cu 888 după B1, cu noaptea de poker, am calificat oamenii și după aia zic, bă, băieți, s-a dus la, luați bani, adică cât era pachetul vostru? $3,000, era cam așa, le-am dat mail, luați banii, i-a băgat în cont și le-am dat banii, pentru că nu știu când, că și-a trebuit, dar nu ne trebuie banii, că suntem până s-a amânat în septembrie. Bă, dar dacă nu e nici în septembrie, dacă poate e în ianuarie, adică nu mai nimic. Predictibilitate, nu mai nimic, nu mai știi ce faci, adică așa e și cu afacerea, adică orice om de afacere și face un plan, pe 6 luni, pe un an, acum suntem morți toți, adică n-am ce plan să-mi fac. Corect, așa e. Bun. Deci, a fost o zi frumoasă, nu? A fost o zi frumoasă în care... Acum mergem la Ferrari. Acum mergem să ne dăm cu Ferrari, ca să știți. Nu ne dăm, că n-aveți mașinuța, ne dăm cu aia de jucărie, dar mergem direct la showroom, să vedem și noi Ferrari. Mergem cu orice, nu vă luați, nu ne așteptați, că mergem să ne plimbăm. Ce să zic, mulțumesc, Sorin, că ai venit. Cu drag, oricând. A fost, cred că, cel mai bun interviu până acum. A fost al patrulea, deci... Se supără oamenii aia. De fapt, nici măcar nu interviu, deci, că eu nici nu interviu. Nu, e o discuție, nu interviu. Vlade, spui, a fost printre primele patru interviu. Da, printre primele patru, da. Și ca durată e în primele patru. Și, ce să zic, vă uitați la noi pentru că vă place, vom aduce din ce în ce mai... oameni mai interesanți, dacă nu, îl aducem încă o dată din nou pe Sorin. Vin la fiecare emisiune, deci așa? Am putea face măcar 12 episoade, ca la 12 Netflix. 12 episoade, da, să facem... Seria 1! Sezonul 1, am putea să facem... Sezonul 1 cu Sorin. Cu Sorin facem un Dallas, un film, un Dallas sau... Young and Restless. Sau Young and Restless sau Dinastia, care au ținut mii de episoade. Da. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și data următoare cu un nou invitat. Până atunci să fiți sănătoși, să aveți noroc în pungă. Toate cele bune. Toate cele bune. La revedere. La revedere. Doamne ajută. Sănătate maximă.